comunitate. Da. Da. Vorbim de pierdere economică. 20% din apa care se pompa pe ceșa. Da, el se putea să nu pompa. Nu vrem să fie bine așa. Vine așa acasă. Se păstrează. Nu vrem să fie bine așa. Nu vrem să fie bine așa. Asta trebuie să fie bine așa. Cu respect, domnul primar, ce faci? Să aveți bine. Să aveți ziua tuturor. Și repet, sistemul public de apă și canalizare este domeniul public al statului și este proprietatea municipiului Onești. Și în legea 213 a proprietății publice se spune așa, domeniul public al statului este inalienabil, insesizabil și imprescriptibil. Nu poate nimeni să ia țeava de la Onești să o ducă la Constanța. Dimpotrivă, ni l-ați dat în administrare ca să-l reparăm, să-l modernizăm, să facem investiții de zeci de milioane de euro, astfel încât în final cetățeanul, care nu are nicio vină, să beneficieze de un serviciu corespunzător secolului 21. Nu este nici nu e, cum să vă spun, nicio mare să ne batem cu pumnul în piept, domne, dăm apă 24 de ore pe zi, dar nu trebuie să fie 24 de ore pe zi apa? Păi dacă apa nu e 24 de ore, apa este la originea tuturor activităților omenești. Ca și aerul. Ca și aerul. Dacă apa și aerul le dăm cu forția, mai bine... Nu mai dăm. Nu mai dăm, da. Eu aș vrea să... ne hămâm cu toții la drumul ăsta. Din partea dumneavoastră nu vreau decât să ne acordați puțină înțelegere când orașul are de suferit. Că mai spargem o stradă, dar n-avem ce face. Le spargem, le reparăm. Am preluat toți salariații, niciun salariat nu a rămas neangajat. Chiar vrem să căpătăm, cum să vă spun, mutație pe Onești. Vrem să ne facem, eu îmi fac mutație pe Onești. Aș fi încântat, nu pretind niciun fel de, Doamne ferește, de premiere materială. Dar aș fi încântat ca după 2 ani de zile, când toate astea vor fi realizate, nu dacă vor fi realizate, când toate astea vor fi realizate, să fiu invitat la Consiliul Municipal și să spun, domnule, te declarăm cetățean de onoare. Nu vreau drepturi, nu vreau scutiri de impozite, nu vreau teren sau ce s-o da la Onești pentru cetățenii de onoare, dar aș merita, să știți, pentru că toate le fac cu suflet. În 35 de zile de când suntem aici, am venit de 10 ore aici. Și am venit seara la 6, ne-am adunat oamenii și am ținut ședințe până la 12 noaptea. N-ați fi vrut să participați la asemenea ședințe și noaptea la 5 plecam îndără la Constanța sau la București. Așa am făcut toate astea. Și așa le vom face în continuare. Oamenii ăștia, nu știu ce-i sâmbăta și duminica, vă rog să... Și dacă... Cred că i-ați văzut muncii și sâmbătă și duminică. Este? Și după ora 18, da. Și după ora 18, da? Da. Nu știu. Dar altfel nu se poate face. Pentru că dezastrul era prea mare.